Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, a declarat luni faptul că lucrările de modernizare a străzilor și trotuarelor sunt susținute și se vor deschide noi șantiere pe măsură ce se finalizează lucrările. Viceprimarul Harșovski a mai anunțat că luni s-au finalizat lucrările pe strada Anastasie Crimca și faptul că se lucrează în continuare pe aleea trandafirilor din zona Areni. Acesta a mai arătat că pe strada Anastasie Crimca a fost montată și o bordură mare de 306 ml, bordură mică de 325 de ml și pavaj pe o suprafață de 455 de metri pătrați. De asemenea, suprafața reabilitată a fost amenajată cu 56 de locuri de parcare, din care 17 au fost create pe partea cu tribunalul. Viceprimarul Harșovski a mai precizat că după închiderea porilor se vor face și marcajele.